Cum că e nimic pe birou, așa, știi, Da. Da, tu știi, da. Domnul director, așa, dar un moment revoluționat. Ce ați găsit mai întâi acolo, de postul Lovidiu, când ați fost în inspecție? aș începe cu puțină teorie, în sensul că ne confruntăm cu o degradare a unui produs, și anume și-a pierdut componenta esențială. Mii de ani câinele a fost cel mai bun prieten al omului. Astăzi el a devenit un produs și, ca să fac un paralelism, vorbesc întâi despre ideea de pet shop. La pet shop ne-am obișnuit că mergem și cumpărăm un animal, să luăm exemplu câine, care trebuie să respecte mai multe, să aibă mai multe componente clare pentru a fi definit ca produs. Și anume, în primul rând, trebuie să știi proveniența acestuia. Este esențială pentru noi să stabilim modul în care acest produs a ajuns în vitrinele unui magazin sau în țarcurile unui adăpost de câini, și după aceea o să revin la acest paralelism, să știm dacă este sau dacă nu este deparazitat, condițiile în care a fost transportat, modalitatea în care pe perioada depozitării în magazin acestuia au fost respectate sau nu drepturile pentru a nu-l transforma într-un produs nesigur. Ce înseamnă un produs nesigur? Un produs nesigur înseamnă că la momentul la care noi achiziționăm acest produs și alegem să-l ducem acasă, dacă asupra acestuia au fost intervenții care au putut schimba caracterul sau modul în care acesta își privește noua familie, poate deveni un produs cu potențial periculos asupra copiilor sau a celorlalți membri ai familiei sau, de ce nu, chiar a noastră înși. Acum revin asupra discuției cu adăpostul și nu am să vorbesc neapărat de adăpostul din Ovidiu, voi încerca să fac o dizertație vis-a-vis de ceea ce înseamnă un adăpost de câini. Am studiat relația de corespondență dintre cei care ne-au sesizat și Autoritatea Sanitară Veterinară, unde colegii noștri explică foarte clar și foarte bine că un adăpost de câini poate fi administrat numai de către fundații sau asociații care au ca obiect principal de activitate gestionarea acestor animale, animalele fără stăpân. Acum am să intru în ce înseamnă un produs provenit de la aceste adăposturi. Un produs provenit de la aceste adăposturi trebuie să aibă, așa cum este cel de la Pet Shop, și revin la paralelism, trebuie să aibă, în primul rând, să știm de unde provine. De ce spun că trebuie să știm de unde provine? Pentru a putea alege corect dacă nouă ne trebuie sau nu ne trebuie acest produs. Trebuie să știm cum, să știm modalitatea în care acesta a fost tratat, modalitatea în care s-a intervenit asupra sănătății acestuia, în sensul de parazitării, vaccinării, cipării, etc., ca să putem și proveniența aceea, ca să știm ce. Dacă alegem corect acest produs, în sensul salvez oare un suflet de câine care provine real de pe străzile uneia dintre orașele din România sau din Constanța, ca să putem vorbi de adăpostul la Ovidiu, sau primesc un câine care de fapt a fost adus acolo, în care s-au băgat prezumptiv niște servicii și care ulterior îmi este vândut ca fiind sigur, când de fapt sunt multe componentele care îl pot transforma într-un produs nesigur. Ajungem la faptul că adăpostul de care vorbim din Ovidiu, din perspectiva noastră, pune pe piață niște produse neconforme și niște produse nesigure, păstrând totuși și luând în calcul și faptul că modalitatea de relaționare a celor de acolo, inclusiv cu noi, la momentul vizitei, a fost deficitară și aș putea spune spre primitiv, în sensul că unul dintre angajații acestui adăpost și-a permis să ridice tonul și să se comporte irreverențios cu două doamne comisar. Ceea ce am găsit acolo, din perspectiva noastră, nu poate promova pe piață niște produse sigure, în sensul că, după părerea noastră, vaccinarea, deparazitarea unui câine care totuși stă în paraziții altor câini, în nevoile altor câini, cu o curățenie îndoielnică asupra cuștilor, câini care prezentau clar o atitudine de animal înfricoșat de prezența umană, toate aceste lucruri, după părerea noastră, duc la punerea pe piață a unui produs total nesigur, unui produs dubios, pentru că nu știm modalitatea în care a ajuns acesta acolo, nu știm care este comerțul vis-a-vis de acest câine și unde începe și unde se termină atitudinea omului, prietenul câinelui, față de un animal care, uite, astăzi a devenit produs pentru care primăriile plătesc prea mulți bani pentru a fi întreținuți, așa cum noi am văzut acolo. Nu-mi permit să fac o evaluare a prețului și a raporturilor dintre primării și acest adăpost, dar pot spune că pentru ceea ce am găsit acolo,
acele zile, acel quantum financiar pentru fiecare zi de îngrijire a unui câine, după părerea noastră, nu era relevat în realitate, în sensul că acești câini trăiau la limita subzistenței, așa cum ne-a fost nouă dat să-i vedem. Fac precizarea că una dintre colegii iubitoare de animale a luat un recipient cu apă să pună câinilor, ori aceștia nu mai aveau nici răbdare măcar să bea din văsuțul lor, ci încercau să bea apă din recipientul care se vărsa. Fac această dizertare fără să vreau să iau locul niciunei alte autorități. Dar exact cum am spus și am făcut paralelismul, vorbim de niște produse care, după părerea noastră, ajung pe piață în niște condiții îndoielnice. Și am înțeles că au încercat să vă împiedice să intrați în adăpost, credeau că sunteți adoptatori. Ce credeau prima oară? Și dacă am fi fost adoptatori, trebuie înțeles că această adoptare, această adopție, de fapt are niște componente financiare. În momentul în care ridici un câine de acolo, tu achiziționezi în cadrul unui produs, și îmi pare rău că numesc așa niște ființe, dar mă întorc la paralelismul cu Pet Shop, în care acceptăm ideea că animăluțele devin produse, tu cumperi și niște servicii. În secunda aceea, tu trebuie să fii tratat ca un consumator. Nu ești nici adoptator, nici nu ești spre adopție, nici nu ești membru al unei fundații, ești o persoană, ești un consumator care înțelege să achiziționeze de la un comerciant, iată, un pachet de servicii în cadrul acestui produs. Este normal ca ei să te trateze ca pe orice fel de consumator, să afișeze condițiile în care poți să nu facă niciun fel de discriminare cu privire la acest acces și să nu pună niște limite, după bunul lor plac, în fața consumatorilor corecți. Mulțumesc frumos. Corect, perfect. Domnul director, așadar, care sunt sancțiunile și de ce au fost aplicate? Sancțiunea totală a fost de 10.000 de RON, care a avut în vedere lipsa afișării concrete a programului de funcționare. Aveam să descoper ulterior și mi-asum că la momentul acțiunii de control nu aveam la cunoștință, fiind o lege specială a celor de la sanitar veterinar, nu aveam la cunoștință că programul acestor adăposturi este clar consfințit de actele normative, dar oricum aceștia nu respectau. Noi am considerat că este o practică incorrectă față de consumator, pe de o parte, modul în care acesta este primit și întâmpinat, și în al doilea rând, pentru nerespectarea programului de funcționare, noi fiind prezenți la ora la care aceștia trebuiau să permită accesul publicului, și ne-am confruntat cu situația în care la poarta dânșilor am găsit persoane care nu erau primite. Mulțumesc.